Un Aki, zici. Aki, da. E un câine foarte energetic. Foarte. Este un câine hiperactiv. Ei, în general, sunt foarte agitați. Câini greu de controlat dacă nu au educația elementară făcută. El are ceva mai mult de atât, bineînțeles. Este un câine care face și pază. Cel mai greu cu el a fost să... În momentul în care ai un câine de film, un actor, va trebui să-l manevreze mai multe persoane. Da. El fiind un câine de real, asta a fost practic partea cea mai grea. Să reușești să-l convingi să se lase coordonat de persoane uneori străine, da? Dar să facă să rămână și un câine de pază foarte eficient. Ok, deci să fie și prieten, dar și dușman în același timp. Lasă-mă că vreau să fac un test. Aki, vreau să vorbim un pic. Aki, lasă mâncare. Băi, fii atent. Aki, trec că trec prin față, să nu treci prin față. Nu-i voie. Prins. Aki, mie îmi place cum ți lăbuța. Uite ce vreau să zic. Colegul meu de emisiune vrea să-ți castreze un prieten. Nu, încolo e. Încolo e. Și dacă ai de spus ceva cu treaba asta, doar așa ca să știi, e băiatul îmbrăcat în somon. Da. Ce ne-am arvez că sunt dinamovist astăzi? Nu sunt eu. Tu l-ai pus la tre? El înțelege tot ce spui. Ok. Și în engleză, dacă vrei. Și trebuie să-i dau 20 de milioane și nu mai vreau să-i dau. S-ar putea să aveți o problemă. A, dacă e câine de pază. Ce știe să fac Aki? Hai să vedem. O să prezentăm acum câteva figuri din dresajul de film. Okay. O să-i dăm puțin drumul ales, o să lucrăm puțin limbajul prin semne. Haideți să vedem cum se descurcă. Ce e important să știm este că un câine poate și el să greșească. Este normal, pentru că nu este un mecanism. De aceea, corecțiile... Foarte important să fie date așa cum trebuie, da? Sunt foarte mulți oameni care își corectează câinii excesiv, da? Cât și alintatul ăsta drăgăstos va trebui să fie și el cu limite. Deci să nu facem excese. Sigur că da. Sunt câini dificili, da? Are o poziție de șez foarte interesantă tot timpul și o da, ia atent, știe el ceva acolo. Ah, înțeles. Bravo, bebe. Dreapta. Ia, șezi. Treci. Haide. Alunecă foarte tare la voi. Ce înseamnă treci? Să vină la picior? La picior, să se alinieze la picior. Culcat! Tot timpul cu stăpânul. Bravo! Mort! Prostogol! Bravo! Treci! Pas! Zi-mi un număr de la 1 la 5. 3. Eram sigur. Ați observat? Întotdeauna e așa. Bebe! Bravo! A fost un 2 jumate, așa știi? Da. Dar hai să mai încercăm o dată. 2. Bravo, bebe. Bravo, puiule. Bravo. Ia să vedem. Aici. 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 Și aici. Bravo, treci! Pentru că e câine de film, trebuie să răspundă și să la meargă foarte bine pe semn. Da, pe semne ca să bine. Nu se audă da. La este sunetist. Important. Acum, o să-l invit, pentru că acolo e practic atracția maximă, o să-l invit pe infractorul nostru de astăzi, da? Care este Cornel. O să-l leg puțin pe aici. Cornel, infractorul. Cornel este infractorul, Cornele. Care o să exemplifice practic un exercițiu de refuz de hrană cu pază la obiect. Adică, practic... Practic, trebuie să lăsăm un obiect în așteptare. Da. Da? Câinele lângă va trebui să-l momească cu crembuști. Ispita. Pentru că sunt foarte apetisanți. Și miros, ca și miros de aici. Cornele, da? Miroase a crembuști de aici. Și să-i fure, dacă poate, obiectul. Ia să vedem. Ideea este alunecă foarte tare. O da. Să vedeți. Dar ne reușește exercițiul. Pas. Mamă, păi nici oprișa nu reușește asta să... Deci... Culcat. Să nu ia crembuștiu, dar să păzească. Așteaptă. Și haine. Mai în spate puțin, te rog. Așteaptă. Ce avem de păzit? Pază. O să ne dăm puțin să lăsăm cățelul singurel. Așteaptă. Ah, crembuștii sunt otrăviți. Nu mânca. Păi și cum? Bravo, bebe! Iată! Bravo! Mușcătură plină, mușcătură sigură, pentru că sunt câini într-adevăr de utilitar. Adică sunt cam singurii în momentul ăsta care sunt folosiți la tot ce înseamnă pază specială, forțe speciale, armată și așa mai departe. Lasă! Hei!
Treci! Păi da, că trebuie să vină poliția. Cheese! Bravo, bravo. Acum, o să arătăm că poate fi foarte controlabil, de aceea o să dăm noroc, da? Asta înseamnă control, eu cu infractorul, da? După care mă voi întoarce cu spatele, da? Și acesta o să încerce să mă atace. Pas! Deci aparent un prieten. Dăm noroc, pup, da? Bravo! Dăm noroc, eventual ne luăm și... Nu! Ne luăm și în brațe, bravo! Bravo! Mă întorc cu spatele. Bravo! Bravo, puiule! Vedeți? Câinele aplică mușcătură pe oricare parte a corpului. Lasă! Nu-i voie! Treci! Și poate fi foarte ușor oprit. Foarte ascultător. Ciudat. Pentru că da. Sunt câini cu forță pe mușcătură. Spre exemplu, ieri am făcut un antrenament cu el. Chiar ar putea să ne și arate Cornel, dacă își dă puțin geaca în jos. Și vină puțin lângă noi, Cornel. Și l-a mușcat prin costum, dacă vă puteți imagina. Iată, vedeți? A, deci e un colț care a trecut prin costumul ăsta gros. Prin costum de protecție, un costum făcut pentru foarte gros și chiar este făcut. Bravo, Achiai, te speli pe dinți, corect. Principii pe care trebuie să le știe un om care are un câine atât de iute și de hiperactiv. 1. Educația începută la timp. De vreme, da? La 3 luni jumate, 4 maxim. Ok. Foarte multă socializare. Da. Este un câine care nu ar trebui să fie mult ținut în casă. Adică nu este genul de câine pentru care putem spune nu avem timp. Uh-huh. N-ai voie să ții un malinois dacă nu ai timp pentru el și dacă nu îl pui la treabă. Încă un lucru foarte important. Multă lume... De fapt, am foarte multe cereri pentru a forma câini de pază. Dar la fel de mult se încearcă a se fixa o gândire. Dom'le, n-am nevoie de câine de pază pentru că nu trăim într-o lume... Ideea este următoarea. Acești câini au nevoie de genul ăsta de antrenament. Uh-huh. Trebuie să-i dai cezarului ce al cezarului. Dacă nu faci genul ăsta de antrenament și nu mai disciplină și nu mai disciplină cu ei, atunci există posibilitatea să își... Ia practic această doză de agresivitate singur. Să răbufnească în alte și vorbim condiții. De acea agresivitate necontrolată. Am înțeles. Deci e bine să-l folosim dacă l-am. Deci e bine să-l folosim dacă l-avem. Îți iei Ferrari, te dai cu el. Avem, spre exemplu, ceva de off-road. Mergem pe Transfăgărășan. Am înțeles. Mulțumesc că mi-ai amintit. Da. Doamnelor, domnilor, mulțumim, Cornel. N-arăți ca un infractor, să știi. Trebuie să mai schimbăm ceva. Băieții au venit aici și le mulțumim pentru treaba asta. Ne vedem în câteva momente. Avem